Cum este corect? Broker de asigurare sau broker în asigurare sau reasigurare? În cazul în care ești prima oară pe acest canal și nu mă cunoști, eu sunt Cătălin de la Rita.ro și fac clipuri educative din domeniul asigurărilor. Am rugămintea să mă susții, să turtești mai jos clopoțelul și astfel mă vei susține și mă vei motiva să fac în continuare clipuri educative pentru tine, iar tu vei primi o notificare de fiecare dată când postez un nou clip. Apasă pe clopoțel. Mulțumesc! Atât sintagma broker de asigurare, reasigurare, cât și sintagma broker în asigurare, reasigurare, sunt corecte, dar fiecare au în spate altă semnificație. Haideți să le luăm pe rând pe fiecare și să vedem ce reprezintă fiecare în parte. Brokerul de asigurare reprezintă compania autorizată de către autoritatea de supraveghere financiară și deține licența de funcționare pe piața de asigurări, deci practic este o entitate juridică. Brokerul de asigurare negociază pentru clienții săi persoane fizice sau juridice, care se numesc asigurați sau potențiali asigurați, încheierea polițelor de asigurare. Totodată, brokerul de asigurare acordă asistență înainte și pe toată perioada derulării contractelor de asigurare, adică pe toată perioada valabilității polițelor de asigurare încheiate de acesta. Ok, acum să vedem ce înseamnă brokerul în asigurare. Brokerul în asigurare reprezintă persoana fizică atestată profesional pe piața de asigurări, care are o relație contractuală, adică un contract de muncă, cu brokerul de asigurare. Adică, în cazul meu, cum sunt eu, Cătălin Vasile, angajat la compania Ritter Broker. Ritter Broker este broker de asigurare, iar eu, Cătălin Vasile, sunt broker în asigurare. Deci, pe scurt, brokerul de asigurare este societatea care are autorizație, iar brokerul în asigurare este persoana care este angajată acestei societăți. Știu că se face foarte multă confuzie între aceste două sintagme. Până și eu, la începutul carierei mele din asigurări, făceam această confuzie și am văzut că foarte multe persoane sunt nedumerite cum este corect și dacă doar una din variante este corectă sau și ambele sunt corecte, și astfel am decis să vă lămuresc astăzi cu acest subiect. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, dați-mi și mie un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike. Aștept și părerea voastră mai jos în rubrica de comentarii sau dacă mai aveți altă întrebare referitoare la acest subiect. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, iar în cazul în care v-ați abonat, vă mulțumesc. Dacă vreți să susțineți canalul, am activat și funcția de membership și puteți să apăsați butonul de join sau alăturete de mai jos. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!